Bună ziua, adică bună dimineața, bine v-am găsit. Suntem la ora 8. Ce facem noi cu ramele acestea? Păi ce să facem? Ia uite, ce facem? Ceară! Am băgat la topit. Topim tot. Adică ramele acestea le-am eu de topit din ce am selectat. Și ce facem? Luăm rama de aici, o băgăm în acest topitor. Haideți să vă arăt. Aici sunt ramele. Foarte fain. Funcționează foarte bine. Ceara ajunge îngăleată. Ce rămâne eu mai scot aici. Ceara de deasupra o să iau și mai topesc o dată. Ramele după ce sunt topite, se poate pune foaie în ele și înapoi și le punem înapoi în stup la crescut. Ceara rezultată o să o mai topim o dată. Este aici. Asta am topit aseară. Asta o mai bag o dată într-o oală și pun pe aragaz, pe sobă. Și mai topim o dată, băgăm apă și să se facă un calup frumos, să curățăm mizeria. Și săptămâna care vine îl ducem la, să luăm foi pe ele. Ducem la o firmă să ne dea foițe pe ele. Am avut vreo 3 kg, 2 de ceară curată, albă. De la trântori și aceea o să o folosim pentru a face boci. Bun, iată rezultatul, e destul de bun, arată bine, cam asta fac azi, sper să termin cât mai repede. Precum vedeți, albina nu mă deranjează deloc, fiindcă este cules. Toamna mă deranjează mai tare să topesc toamna, fiindcă ar fi albina aici călare pe mine toată ziua. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Până data viitoare, numai bine!